mulțumesc pentru pe Codin, pentru că știu de când era mic, o să vorbesc că să-i spun chiar Codin. Bine, acum el a ajuns mare. Mare, sunt încă mic. Vrei să mă ridic în picioare să mă vezi? Codin, lasă că arăți bine așa, în cadrul ăsta nu se știe înălțimea. Da, și Al Pacino, nu știu cum jucam toate filmele, mi se pare că foarte înalt și nu știu, cred că are 1,65 sau ceva. Să-i dea Dumnezeu sănătate, dacă e mai mic ca mine, foarte bine, mă bucur. Toți ăștia care sunt mai mici ca mine. Vorbeam înainte de cum să-l prezint pe Codin și zic actor, producător și el ce băiat de bani gata. Dar exact. Apropo de asta... să mă recunoască. Să te recunoască, da, să știe. Nu, da. Nu mai vorbesc de poreclă, pentru că sunt foarte mulți care te-au invidiat ani de zile în România. A fost lung drumul ăsta de la băiat de bani gata, chiar dacă poate era o etichetă, la un om care face caritate și face niște lucruri într-o admirație a multora, care nu credeau că tu, Codin Maticiuc, poți să faci asta? A fost lung drumul? Nu îmi dau seama dacă a fost lung sau nu, pentru că a fost drumul vieții. Au trecut niște ani. Dar s-a întâmplat în mod organic, adică pentru mine, toți mă întreabă, bă, ce ți-a determinat schimbarea? Mm-hmm. Sunt același, mi-am găsit niște pasiuni între timp, asta cu actoria, cu producția de film. Părinții mei erau și activau în zona asta a fundației, a ONG-urilor, dacă vrei, că era modă să le spun. Probabil că asta ai avut întotdeauna din tine, dar nu ai... Eu eram implicat în activitatea, părinții mei au construit un orfelinat acum 21 de ani, tot în fundația Metropolis, cea care are și inițiativa, uite, spitale publice în bani privați, da? Deci părinții mei au construit asta, eu am stat alături de ei, îi ajutam. S-au schimbat niște lucruri, am căpătat o voce atât în mediul online, cât și o voce în familie. Și am început să schimb teoria lor, pe care o respect și pe care o înțeleg pentru ei, binele se face zgomot. Cu zgomot spun eu, ei spuneau binele se face în liniște. Mm-hmm. Părinții mei au crezut în asta toată viața. Ei au făcut un orfenat și au zis, nu vorbim despre asta. Luăm noi banii, ținem copii. Mm-hmm. De aceea, fundraising făceam zero. Banii erau, stric banii noștri, îi duceam la orfelinat. Atât în construcție, cât și... Știm și noi asta, adică e greu. Bun, cu... dar eu cumva am încercat să schimb această paradigmă și am zis, nu, bine se face cu zgomot și trebuie să vorbim despre asta. Și atunci când am început eu în paralel, pentru că ai mei au zis, nu, orfelinatul ăsta noi facem. Când am început asta cu spitalele, am făcut-o în stilul meu. Dar de ce? Cum te-ai gândit? Adică totuși statul ar trebui să facă asta, să schimbe starea de fapt cu spitale din România. Vorbim de construirea noi spitale de 30 de ani, practic. Ok, și dacă nu se întâmplă... Tocmai, și tu ai zis, dacă tot nu se întâmplă, hai să facem ceva cu spitalele astea. Să da, e cumva acel faimos citat, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Adică exact. Dacă ei nu fac, nu știu de ce nu fac, că n-am fost acolo. Mm-hmm. Au buget, nu au buget, au făcut bine, au administrat bine, nu au administrat bine. Nu mă interesează. Uite, mă bucur că e în spate această poză, pentru că eu de aici am început și poza asta pe care ai pus-o de la Fundeni are acel tub de evacuare de la etajul 7, dacă îl vezi, acel tub galben, pentru că acolo am lucrat prima oară. Acolo. Eu n-am început cu spitale publice din bani privați. Am început, am zis, bă, hai să renovez acest spital, această secție pe care o vizitam. Secția este secția de hematologie pediatrică, care a costat 364.000 de euro. Mă uit și la el că sunt niște bani pe care vom putea recupera niște TVA în viitor. Ajungem și acolo. Deci secția asta care e la 6 și la 7 fusese renovată, doar etajul 6 de o mămică a cărei fetiță s-a stins acolo. Incredibil. Și arăta mult mai bine. Eu mergeam cu portocale și oncoxin și la 6 și la 7. La 7 arăta mai... Nu vă imaginați că nu era memorial durerii, dar nu erau băi în cameră, nu era renovat... Un spital clasic de stat, să-i zic așa. Exact. Cam așa. Și șasele arăta mai bine. Aceea secție. Dacă aveai, nu știu cum să zic, am vrut să zic dacă aveai noroc, dacă ești acolo internat cu copilul, nu știu ce noroc. Dar, mă rog, erau unii care aveau baie în salon pentru copiilor, unii care nu la 7. Și eu vizitând am zis, bă, într-o zi pun eu bani, fac eu ceva. Când am început să renovez, atât de multă lume a sărit. Dar eu am vorbit despre asta. Eu am postat, am... Uh-huh. Și când am început să renovez, atât de multă lume a sărit și a zis, done, și unde putem dona? Mm-hmm. Eu nu aveam, eram pregătit număr de SMS. Tu eram pregătit să ajut tu pur și eram pregătit să ajut eu pe persoană fizică. Și pe teoria părinților că plasă, să facem noi. Să nu spun da. Nu trebuie să face liniște și cu tare, nu. Și când am început să creez tool-uri, număr de SMS și așa mai departe, și am renovat acest etaj 7 și am zis, ok, nu mă pot opri aici pentru că lumea donează. Ce pot să fac în continuare? Câți bani ai strâns pentru aici, pentru la Fundeni? Păi 368.000 a costat secția de hematologie pediatrică etaj 7. Suntem acum la 7, renovăm
în continuare, secția de, e ca o stea, e o secție care pleacă încolo, secția de nefrologie pediatrică, suntem acum în ea și am dărâmat tot și renovăm, deci eu bani am strâns mai mulți, pentru că eu am cheltuit până acum aproape 1 milion de euro în spitale de stat din țară. Am schimbat toate paturile de la Spitalul Municipal, mă uit pe date, de la Spitalul Municipal din Tecuci, a Anton Cincu din Tecuci, am schimbat 245 de paturi și saltele. Bă, a costat 120 Codin, de euro. Codin, cum alegi? Sunt oameni care îți cer ajutorul? Cum ai ales Spitalul din Tecuci? De așa. M-am săturat de managerii care nu vor să audă de noi și de inițiativele private. De ce să nu audă când... Pentru că condițiile mele sunt foarte puține pe care le impun și una este că vreau să, dacă tu vrei să-ți fac ceva, mă lași să prezint situația acolo unde vrei așa tu. Așa cum e. Așa cum e, ca să am un before and after. Și lumea să zică... Așa nu vor asta, nu vor să arăți. E ca la colectiv, când se comunica, avem tot ce ne trebuie și efectiv eu strângeam blat scutece pentru adulți și nu știu ce. Adică e situația asta. Dar nu peste tot. Dar sunt și manageri care sunt vor. Sunt niște manageri extraordinari. Este managerul spitalului din Călăraș, vreau să-l menționez. Vreau să-l menționez pe managerul spitalului din Piatra Neamț. Deci sunt niște manageri care cer ajutor. Și zic, noi n-am făcut nimic să ajungă spitalul așa, vrem să ne ajutați. Deci sunt și manageri care acceptă de la bun început, care vor, că până la urmă este spitalul care lor. Care cer ajutor, pentru că eu postez din când în când, vă rog frumos, cine își dorește ceva de la noi, asta este un număr, asta e o adresă de mail, scrieți-ne și... E o muncă grea? Nu-mi dau seama că făcând ce-mi place... Faci cu pasiunea asta, exact, da? Ca actoria. E o muncă grea, cumva e, că ușor nu dar e nimic. Dar o faci cu pasiune. Da, îmi place tare. Și ai descoperit făcând asta o chestiune la care nici eu nu m-am gândit, că TVA-ul pe care... Exact. Te rog să spui. TVA-ul nu se poate recupera pentru nicio fundație, nu se poate recupera. M-am întâlnit cu problema asta de la orfelinat. Orfelinatul este construit de părinții mei și a costat 2.700.000 de euro. Operăm de 21 de ani în sectorul 6 și asta e, atât am plătit și pe teren și pe tot, n-am recuperat nimic. Încă ne aparține, asta e singura chestie. Dacă atunci ar fi existat legea pe care acum domnul Simonis se luptă s-o dea, dacă atunci ar fi existat legea cu recuperarea TVA, tata ar fi donat orfelinatul. Ar fi zis, ok, îl donez statului. Facem o cârtie comună, că nici voi nu schimbați destinația și nu devine poliție locală, nici eu, și luați-l voi, că nu vreau să fie al meu, că oricum vreau să-l las orfelinat și după moarte. Asta se întâmplă în România și în mai multe state din Europa, nu suntem singuri, doar că iată că la noi societatea civilă construiește, vezi, doamnele de la Dăruiește Viața, care construiesc un spital de la zero. N-au recuperat nimic, le-am întrebat. Că eu când am început asta și că am văzut că nu pot să recuperez ceva ce donez statului, m-am dus la ele și am zis, domnilor, noastră, zic, faceți ceva, că eu nu-mi dau seama, zic, contabilul, ce nu... Ar trebui să spui că nu recuperez ca să duci acasă, adică să nu se înțeleagă asta, că recuperarea... Recuperez în cadrul fundației în care absolut. Nu pot scoate banii în niciun fel. Exact, exact. Domnul deputat, ce ne puteți spune despre această inițiativă legislativă care rezolvă o problemă esențială pentru fundațiile și pentru asociații la fel de valabil? Codin a făcut o postare în care a explicat cum s-a întâmplat nașterea acestei inițiative. Ea este extrem de pertinentă, spun eu, și e o chestiune, eu am comparat-o la un moment dat cu acea prevedere legală care obliga pe cei care au un membru amputat să meargă an de an să-și facă cineva o verificare pentru a beneficia de certificat de handicap. Ceea ce e o inepție. Și prin ordine ministru, după 10-15 ani în care am vorbit de ea, s-a putut regla. Și asta e o chestiune extrem de măruntă. Evident, inițiativa pe care am depus-o și care nu e în cea mai bună formă posibilă, ea poate fi adaptată în comisie, în colaborare cu ministerul, în colaborare cu fundațiile, cu asociațiile, să vorbim și cu specialiștii din cameră, are o prevedere foarte clară care obligă pe cei care recuperează TVA-ul să ramburseze acei bani, să-i întoarcă tot în proiect. Adică nu iei din donații niște bani, ai făcut un proiect și ai luat TVA-ul și ai plecat acasă. Nu! Indiferent că vii cu banii tăi sau că vii cu bani din donații, în momentul în care ți-ai rambursat, pentru că la valori de milioane, sunt milioane și TVA-ul. Ți-ai întors banii și faci investiții în același proiect sau în altul, oricum unul caritabil. Asta este prima formă. Evident că au apărut discuții după ce am depus inițiativa, ce facem cu anumite fundații care
nu donează statului clădirile sau investițiile, dar operează în scopul caritabil și una din fundații, sper că nu se supără nimeni că spun asta, este cea lui Mihai Neșu, fostul fotbalist, care a strâns milioane, a investit în proiect și nedonându statului nu s-ar aplica aceste prevederi. Sau ce puțin forma depusă de mine săptămâna trecută, acum două săptămâni la cameră, nu s-ar aplica și lui. Și poate vom identifica metode în acest proiect sau în altul, să găsim variante prin care să încurajăm până la urmă sectorul privat să investească în acest domeniu și în altele. Evident, statul român are mari lacune și mari datorii față de sistemul sanitar. Dar ce faceți acum ne încurajează clar. Evident că este o primă măsură pentru a încuraja această chestiune. Sunt exemple și le-am vorbit cu Codin mai devreme de oameni care au băgat milioane de lei, de euro în proiecte și vă dați seama ce ar însemna când tu mai ai nevoie de 1.000.000-2.000.000 să finalizezi un proiect și exact banii aia sau poate mai mult decât aceia ai putea să îți vine din TVA-ul pe care tu iei de la statul investind acei bani într-un spital public al statului român. Mi-a spus cineva că, dom'le, dar de ce eu facem o discriminare între cei privați care fac donații și statul care cumpără un aparat și plătește TVA-ul? TVA-ul la tot statului vine, nicio discriminare. Adică e o chestiune care, din potrivă, reglează discriminare pe legislația actuală. Da, voiam să te întreb, Codin, ai rămas surprins în momentul în care ai început să strângi bani, pentru că ai început să faci asta organizat, ai rămas surprins că foarte mulți oameni au venit și să dea bani. Au fost impresionați de inițiativa ta, de faptul că e vorba de copiii care pot fi tratați în aceste spitale și pot fi și copiii lor. Care a fost resortul care a făcut pe ei să... Habar n-am. Și îți vorbesc acum, e un subiect destul de emoțional pentru mine. Mă atinge extraordinar de mult participarea oamenilor care poate au mult mai puțin decât mine. Mă atinge participarea voluntarilor mei de la fundație, pe care eu mă uit și mă întreb, bă, voi vă donați 2 ore pe zi, dar nu aveți tot ce vă doriți. Eu știu că copiii mei merg la ce școală aia și atunci îmi donez foarte mult din timpul meu, dar știu că totul e bine. Și nu că totul e bine, totul e aproape de perfecțiune acasă. Dar oameni care își donează timpul, oameni care își donează bani... Vocația asta, Codin. Sunt oameni care își donează bani și nu au. Oameni care, deci am fost la Brașov și repet, sper să nu fiu chiar prea emoționat. Am fost la Brașov și am vrut să cumpăr copilului meu un balon pe stradă și doamna de la balon mi-a zis: "Nu aveți cum să plătiți, la câte faceți pentru..." Bă, pe mine mă impresionează la lacrime. Pur și simplu te-au recunoscut și știau că faci asta. Și mi s-a întâmplat de câteva ori chestia asta. Efectiv, de o doamnă care vindea balon. Stătea acolo, în frig, eram la Brașov, era iarnă, era frig și aia, doamna a zis: "Cum să plătiți?" Ce? Atât să fac și eu, luați un balon. Nu există frumos. Așa ceva, adică mi se pare ceva incredibil. Și da, deci sunt impresionat de toți oamenii care donează și care participă la treaba asta. Pentru ei lupt. Cred că acel legacy pe care eu îl voi lăsa nu vor fi cele 20, 30, 40 perioade secții pe care le voi renova. Poate într-o zi o să fac ce fac doamnele, dar dăruiește viața și voi construi ceva de la zero. Pentru că într-o Românie de 6 spitale care nu stau bine, e o picătură. Eu vreau să las legacy, această lege și încă 3 legi similare care să schimbe ceva pentru următorii. Deci importantă e și legislația ca să pot ca oamenii să poată să ajute în continuare. Păi nu, sunt și secțiile nu renovate, restaurate, practic. Mare, eu le restaurez, am 42 de ani. Dacă la 72 de ani trebuie să mă apuc de prima secție pe care am renovat-o. A, că trebuie să o iei de la capăt. Adică eu ce fac? Dar în schimb, dacă el reușește să treacă legea asta, doamne de la Dăruiește Viața care strâng bani, alte companii și ONG-uri care strâng bani, ăia care vin după noi, le va fi mai ușor. Doriți să intrați live în timpul emisiunii? Că nu, văd că tot insistați. Cum doriți, eu vă bag. Oameni care sună. Sună. Dar știi că fost martorul și ai fost martor naș sau cum vrei la această lege? Nu. Știi asta? Nu. Ok, pot să-ți povestesc pe scurt? Spune. Această lege, eu mă plâng de ea, oriunde mi se dă un microfon, eu vorbesc de ea. Și când am participat și am câștigat la revista Capital, era acolo, în sală, ai câștigat și tu ceva, ai fost pe scenă. Da. Revista Capital a făcut niște premii, le spun pe scurt, au făcut niște premii și eu, pentru campanii, niște premii importante anuale, pentru campanii de social, de CSR, le-au spus ei, sunt de social, au fost câțiva nominalizați și onorant, adică erau cei de la hospice și așa mai departe. Și am câștigat eu. Când m-am urcat pe scenă, în loc să mulțumesc sau să povestesc ce fac, eu am zis: "Salut,
Eu am o problemă, vreau să vă povestesc problema. Eu mă uit să caracterizez. Ai povestit problema. Și am povestit problema. Și cineva, nu mă țin, dacă nu cumva ai fost chiar tu, de pe scenă, că eram, da? Eram și emoționat ca și acum, câțiva oameni ce, vorbiți mai tare, că este și domnul Marcel Ciolacu, președintele PSD, în sală. Vezi? Eu nici nu-l vedeam, era în microfoane. Da. Și Ciuma roșie peste tot, Codin. Ciuma roșie a fost în sală, m-a ajutat enorm, pentru că a doua zi am fost sunat de Dan Andronic, care a zis, bă, te-a auzit Marcel Ciolacu, vreau să vorbesc cu tine. De acolo am început, Marcel Ciolacu a zis, o să te sună Freddy, nu știam nici cine e Freddy, dar am zis, bă, duc, eu vorbesc cu oricine, eu mă plâng oricui de această situație. Deci cumva, ca să știi și tu că ai fost martor. Am fost martor și martor la căratul apelor, cum se spune. Ai fost acolo când m-am plâns. Eu m-am plâns de multe ori, dar atunci s-a și întâmplat ceva, pentru că, iată... După aceea am primit un mesaj cu numărul de telefon, cu numele, și Marcel a făcut ceva ce știe că eu urăsc să fac. Sună-l pe domnul și vorbește despre inițiativă. Eu urăsc că nu-i pune pe ei să mă sune pe mine. Dar normal, face, știi, dar te-aș fi sunat, dar aș fi avut o problemă. Voi trebuie să înțelegeți la Ciuma Roșie că nu sunteți pe viață și nu sunteți voi... Nu, dar am și sunat. Păi asta zic și e greu și eu dau telefonul, nu trebuie. Am sunat. N-am nicio problemă să sun. Nu mă deranjează, nu era o chestie de importanță. Nu înțelegeam despre ce e vorba. Eu trebuia să sun pe un om să spun ok, trebuie să sun. Nu mi-a spus, e vorba de inițiativă, că ai vorbit de reducere TVA. Nu, nimic. Nu știați care e problema. Era sună pe Codin și vorbesc despre inițiativă. Trebuia să bună ziua, sunt Simon și vreau să-mi spui despre ce e vorba. Gândiți-vă că în România, dacă faci un bloc, construiești un bloc și îl vinzi apartamentul cu 5% TVA, cum se întâmplă până la o anumită sumă, îți recuperezi 14% TVA de la statul român. Dacă ești dezvoltator privat și faci și niște zeci de mii de euro la fiecare apartament. E, dacă faci un spital sau renovezi un etaj în termenul spital, nu poți recupera acest TVA. Total nedreaptă. Spune-mi unde... bun simț. Mulțumesc mult de tot. Spune-mi, te rog, Codin, unde pot oamenii dona bani pentru restaurarea spitalelor de stat cu bani privați, că sunt donațiile lor și așa mai departe. SMS la 8845 cu textul Facem. Asta este numărul de SMS, de SMS? Pentru la 8845 cu textul Facem. Da? Este un SMS recurent, vorba de 2 euro care vin recurent către fundația noastră. Uite, o să dau și eu. Îți mulțumesc foarte mult pentru asta. Zi acum să formez. Și 845. 845, așa. Da, mai departe. Facem. În același timp, ca să nu vă plictisesc cu restul de tool-uri pe care le-am creat pentru fundraising, intrați pe orice... vreți voi cu Fundația Metropolis de la TikTok, avem TikTok, Instagram, Facebook și normal website, intrați și găsiți acolo cum donați cei 3,5%, cum donați cei 2% din profitul firmei, cum donați, cum puteți să cumpărați până și tricoul pe care îl port astăzi pe mine, se poate cumpăra și banii merg acolo. Am creat destule tool-uri, dacă vrei să ajuți, poți să ajuți și nu neapărat pe noi, sunt mulți alții care și ei merită ajutat și fac lucruri minunate. Mulțumesc mult că ați venit în seara asta la Gândul.ro, o inițiativă absolut extraordinară, care trebuie lăudată, trebuie susținută. E mare lucru că în ziua de astăzi, când vedem ce se întâmplă în jur, am trecut prin pandemie, trecem prin război, chiar dacă în vecinătatea noastră, dar toată lumea suferă din cauza asta, oameni care vor să restaureze cu banii lor, cu bani din donații, spitalele de stat. O inițiativă, încă o dată spun, absolut excepțională. Felicitări și felicitări, sper ca și oamenii politici, parlamentarii, chiar dacă dânsul vine din Ciuma Roșie și acolo are să rămână. Să mai fac lucruri bune. Da, e prăpăd, ce-ți vine să plângi. Mulțumesc încă o dată, luăm o foarte scurtă pauză și va intra în studiourile noastre domnul Victor Ponta.
Imediat, domnul Ponta, luați și dumneavoastră aici. Da, se poate. Dați-vă cu desinfectant, că în vremurile astea... Dacă ne dă Putin și COVID. COVID? Păi da, e plină. Ah, unde? La New York am văzut acum că a explodat, nu? A trimis Putin acolo. Numărul de cazuri. Putin ne devine. Putin ne devine pentru toate. Asta am aflat de la președintele Iohannis, fostul tău contracandidat. Cum? Am greșit. Poftim? Am greșit, trebuia să-l votez și eu. Vorbesc serios. În sfârșit e bine în România, dacă n-ar fi Putin, chiar ar fi extraordinar, adică pe bune. Dar altfel e bine. Păi ai văzut că e creștere economică mare, nu? Normal. A? Ce te mirea? Păi cum să... Păi când se ocupă doi oameni, domnul Iohannis cu domnul Ciucă, care au avut afaceri, care au făcut business, care au plătit TVA-uri, angajați, ce, nu-i normal? Ce afaceri au avut? Adică ce vrei să spui? Ești ironic? Și eu nu realizez? Nu, cred că ții cu Putin dacă spui că nu sunt liberali. Chiar sunt liberali. Au lucrat la stat, dar în general ca să fii liberal trebuie să-ți lucrezi la stat. Nu? Am devenit eu am devenit de extremă stânga. Măi, de când plătesc taxe, salarii. Nici tu nu aveai niciun business când erai prim-ministru. De ce ești rău? Păi și de-aia m-au dat jos. Nu, nu te-au dat de asta jos. Uite, da. Prima întrebare, foarte grea pentru tine. Și ultim. Te grăbești? Nu, dar să nu. Știi că sunt foarte dur ca realizator da. Cu toată, să spunem, relația de amiciție, prietenie, care ne leagă de 20 de ani. Da, domnul Turcescu, da. Unde era? La B1 sau unde? Era domnul la Tucă, realitatea, nu? Când zicea domnul Tucă, ăsta, fostul ministru al agriculturii, de-aia. Și până s-a enervat, domnule, dar ce aveți, care e chestia, că nu știu ce. Să mai întâmplă și la case mai mari. Altă întrebare. Condamnările în cazul colectiv. Da, mi-am spus părerea. Lasă. Te întreb eu acum. Nici nu pot să zâmbesc, că atât de urât e ce se întâmplă. Păi, tocmai. Unu. A fost o tragedie din care pare rău. Cei vinovați sunt cei care au făcut concertul. Știe toată lumea chestia asta. Doi. Trebuiau să mă dea pe mine jos și au făcut, odată au protestat între timp de când pot să ardă 100 de oameni în spitale, n-a mai ieșit niciun protestatar. 3. Povestea cu piedone. Acum știm toți că dacă, Doamne ferește, era colectiv la Cluj sau la Sibiu, nu-i băgau în pușcărie pe Box sau pe Iohannis. Nici nu aveau de ce, că nu-i treaba primarului ce se întâmplă într-un club privat. N-am înțeles nici care e treaba proprietarului. Că dacă tu ești adică nu știu cine e proprietar pe clădirea asta, dar dacă noi doi dăm foc acum, nu o să-l bagem pușcărie pe proprietarul clădirii. Ne bagă pe noi eventual dacă... Nu, sunt câteva. Dar a fost o chestie oribilă, o manipulată oribil politic, care timp de 7 ani au tot tras din ea, nu mai crede nimeni, mai sunt, nu știu, Chirilă, care, mă rog, e Chirilă, ce poți să-i faci? Nu crede nimeni că, domne, se face dreptate, să nu știu ce. Azi când vorbim, mai sunt 100 de locații în țara asta, 100, la subsol, 1000. La fel, azi când vorbim, mor oameni în spitale, ar și nu interesează pe nimeni și nu protestează. Atenție, nimeni. În spitale, unde a trebuit spitale, să-i domnule, un club privat. Da. Azi când vorbim, se întâmplă multe accidente în multe orașe și nu-l umflă nimeni pe primar. Azi când vorbim, corupția nu mai ucide. Că numai că după domnul Iohannis, ca Herica al VIII-lea, a încercat 6 prim-ministri, le-a tot tăiat capul, în sfârșit l-a găsit pe domnul Ciucă, pe care îl place, slavă domnului. Dar să-l susi, bănuiesc, pe domnul. Normal. Doamne ferește. Ca, fiind general, dar ce, să țin cu Putin? Doamne ferește. Dar cu război la graniță, eu zic că toți trebuie să-l susțină pe domnul Sunt Ciucă. Sunt total de acord. Și eu îl susțin. Da? Bun. Și eu te susțin pe tu tine. Tu crezi că, știi că atunci președintele Iohannis a spus că au trebuit să moară oameni ca să... Eu cred un singur lucru, nu, că am studiat. Bă, n-apuc să întreb nimic. Da. Te rog, nu e cazul. Deci este singurul weekend, în 8 ani de zile când domnul Iohannis n-a plecat acasă la Sibiu. Victor, e un moment istoric. Sunt lucruri importante. Dar eu ție nu ți se pare important că domnul Iohannis, care în mod normal, ca orice bugetar, vinerea la prânz, rupe ușa, pleacă acasă. Doar că domnia sa pleacă la Sibiu, nu pleacă la drumul taberei. Păi e soția la Sibiu, de ce? Normal, dar e normal, dar e bugetar. Până dar la soția urmă. De ce nu a venit la Sibiu, la București? Nu știu, nu mă pricep la chestia asta. Nu dar, știi, dar domne, te vinerea aia n-a plecat omul. A plecat sâmbătă, după ce a suferit tare după victimă, a plecat la nuntă, nu? Nu mai știu. Ba da, ții minte că și-a făcut poze cu nuntașii sâmbătă. Întâi a explicat corupția ucide,
Corupția cui? Uite, ce, uite, vezi asta, o ștampilă care pentru a prins proști, extraordinar. Pentru proști. Trebuie să fii foarte prost ca să crezi. Da, nu, că, se pare că... umblat cineva cu, nu ți cu se pare că, prin club. Nu ți se pare că de ani de zile încoace trăim într-o lume de proști, apropo de... Nu, e o lume în care proștii ne-au decis viața, dar acum asta e, drept, nu, dar e vorbesc, vina noastră. Nu vorbesc doar despre România. Tu ești unul care s-a vaccinat și a făcut toate vaccinurile, da? Da, toate. Dar ai văzut în egală măsură, pentru că ai spus-o de multe ori public, băi, nu mi se pare în regulă asta, nu mi se pare asta. Păi și-am greșit de fiecare dată că am spus, că nu trebuia să spun. Tu de când te știu eu greșești, adică tu ești cu greșeală, tu joci la greșeală foarte tare, tare și perseverezi din greșeală. Da. Alta era întrebarea și cred că e importantă. Dar n-apuc să pun întrebarea, că tu știi răspunsul dinainte. Și în PSD s-a întâmplat multă vreme, nu știu dacă se mai întâmplă, să știi întrebarea, răspunsul înainte de întrebare. Hai că te-am încuiat. Cu asta te-am încuiat. Mă gândeam acum, de ce e așa complicat? Vezi că pierzi milioanele de telespectatori, zi direct. Fanii mei și tinerețea rămâne. Da, anime. Se căuta un motiv ca să te dea jos? Normal. Că erai... Păi stai să-ți amintesc. Deci a fost o întâmplare tragică. Stai să-ți amintesc. Pe care au tras-o pe spuza lor, ca să vorbesc cu românește. A fost cel mai cinic moment din istoria României. Că politica e cinică. Mm-hmm. Dom'le, asta e. Are unul un necaz, te duci și profiți de chestia asta. Dar să profiți, așa, nici nu se răciseră vieții oameni morți acolo. Și tu deja să iei să spui, guvernul este de vină. Dar de unde știi tu, mă, că guvernul e de vină? Norocul meu, că nu eram în țară. Că dacă eram în țară, acum eram și eu, luam 100 de ani de închisoare. De parcă eu de la mine, din padă, pe Ștefan cel Mare, știam nici nu știu unde e clubul ăla. Dar mă umflau și pe mine, nu era asta problema. Nu, eram în țară, eram plecat în Mexic și am venit după aia. Când am venit, deja se știa, guvernul este de vină, corupția ucide. Și a plecat domnul Iohannis la nuntă, logic, unde pleci după o mormântare, mergi patru nunți și o mormântare. Asta erau pregătite pentru a fi demis? Eu nu spun... Că cineva a pus foc acolo, nu cred în chestia asta. Nu, nici eu nu cred. Nu cred asta, în această teorie și nu. Asta niciun caz. Cred că înainte cu două săptămâni se întâmplase un alt accident de care nu mai vorbește nimeni, cu motociclistul pe care l-a omorât Gabi Oprea de pe bancheta din spate a mașinii, l-a omorât pe motociclistul din față. M-am început să ziceai că cel puțin executase, de ce? Că Oprea, cu voturile lui Oprea, cădea guvernul sau se ținea guvernul. Și ziceai că era cel puțin criminalul din Mariupol, Oprea, care stătea pe bancheta din spate, de sărac. De ce există criminali în Mariupol? Putin. Toți criminalii sunt Putin. Da. A fost chestia aia, a fost o presiune îngrozitoare, ceva la stilul, dom'le, stați un pic totuși, stați să vedem ce s-a întâmplat, stați să vedem cine a lăsat groapa acolo, că putea să cadă oricine în ea. După care imediat a fost tragedia asta, la care, repet, eu nu eram în țară, dar domnul Iohannis... Singur weekend din viața domniei sale de președinte, când n-a plecat acasă, a ieșit și a spus, corupția ucide, guvernul este de vină, vine domn, și a plecat la nuntă. Bun. De ce ți-ai dat demisia? Păi dacă eram de vină, noi toți eram de vină. Vrei să mai moară și alți oameni ca să plece guvernul ăsta? Eu n-am vrut să moară nimeni niciodată. Păi, eu te-am întrebat de ce ți-ai dat demisia, că nu erai de ieri, de azi în politică. Am înțeles ce se întâmplă și singura mea supărare, am întrebat și eu niște... Poși prieteni. Da. Bă, dar de ce nu mi-ați spus că plecăm, nu trebuia să faceți chestiile astea? Bă, n-ai cine înțeles. Sunt foștii prieteni pe care ai întrebat? I-am uitat, nu mai știu cum îi cheamă. Cum îi cheamă? Coldea? Nu mai știu. Maior? Cum? Nu mai știu. Maior? Tu, păi nu ești dezrude. Marius Tucă. Nu, eu nu te-am sfătuit nimic. Eu spuneam că nu trebuia să pleci niciodată. E, nu e adevărat. Oamenii trebuie Victor, să plece tu, din funcție. Tu știi, nu. Acum nu mai pleacă nimeni niciodată. Plecai tu de ce? Păi că altfel iar mai mureau niște oameni. E o emisiune foarte serioasă. Știu, dar mai atins singurul subiect, subiect care mă mai deranjează în politică. Restul le tratez pe toate așa. Hai să spun ceva. Aduce aminte că știi foarte bine legislația, da? Pe vremea lui Ceaușescu, în momentul în care se întâmpla ceva într-o întreprindere, într-o fabrică, într-o uzină, un accident sau... automat era dat afară director. Ți-aduce aminte? Că astea erau? Da, și până la urmă e normal. De ce e normal? Pentru că e un tip de responsabilitate. Dom'le, cine e de vină? Cel care conduce și care răspundea. Păi stai un pic. Poate să fie o întreprindere cu mii de oameni. Fiecare are fișa postului, fiecare are un șef de echipă. Vreau să-ți spun că timp de 7 ani mi s-a întâmplat de multe ori să mă întâlnesc, că merg la multe conferințe internaționale, la evenimente, la, nu știu, la golf, joc cu diversi oameni politici. Toți mă întreabă, dom'le, dar spune-ne și nouă, am zis că ți-ai dat demisia, că a fost... Da. Ce treabă are primul ministru cu...
Păi zic, domnule, dacă mai stăteam, mă arestau. Cine te-a arestat, domnule? Păi, ați auzit de un cheșelu, de portocală? Nu, lasă, nu, nici nu. De Chioveși ați auzit? Unii n-au prea auzit. Mm-hmm. E o doamnă, una, eu acum sincer aștept ca doamna Chioveși să o aresteze pe fata aia de la TVR1 care a vrut să voteze cu Moldova. Eu cred că ăla chiar un caz grav de corupție europeană. Și să adică o aresteze pentru... Să o aresteze direct, adică nu mai trebuie să stea. După aia să-i dea 32 de zile. Normal. Păi da, ce-a nebunit fata aia să voteze cu cine vrea ea, cu Moldova, auzi? Cum? Și Moldova cu noi? Eu cred că începe dosarul acum, sincer. Păi da, uite, totuși, de ce România este luată la modul ăsta, cu ceea ce se întâmpla la pentru Eurovision? Pentru că asta ne place. Ce ne place? Nu, ne place să ne punem în frunte pe aia care zic, da, să trăiești. Auzi, uite, ai văzut chestia cu NATO, cum păi și tu n-ai zis, astea. Da, să trăiești, nu te-ai dus cu... Probabil că n-am zis destul de convingător, cu Marius. Cu listul, nu te-ai dus, ți-a dat probabil aia. Că nu, practic s-au prins că nu sunt sincer. Dom'le, eu care sunt sincer. Cine a făcut to-do listul ăla? Eu l-am făcut. Tu l-ai făcut? Da. Dar ți-au cerut ei? Mea. Nu, am vorbit înainte cu Barroso, el a zis, domne, fii atent, o scoatem așa și o scoatem și așa? Păi, o băgăm așa, o scoatem avea presiunea așa. Cu Băsescu, cu PP-ul, da, s-a da, dus, da, da. Nu mai contează. Ce vreau să spun este următorul lucru. Uită-te la acum la povestea cu NATO. Trebuie să intre Finlanda și Suedia. Foarte bine că intră. Mm-hmm. Deci înainte să zică Finlanda și Suedia că vor să intre, România era pentru. Erdogan, politician vechi, a zis, domnule, eu nu sunt de acord. Nu sunt de acord, nu. Și acum toată lumea alergă la Erdogan, domnule, zi ce vrei ca să fii de acord. Și o să fie de acord până la urmă, nu e că să se opună. Mm-hmm. Dar la România, dacă noi, înainte să se strige culcat, noi sărim direct pe spate, de ce să ne dea ceva? Dacă suntem frere, s-a găsit o fată de la TVR, chiar să vrea să voteze, pe bune. Și a zis, alo, a căzut transmisia, tu n-ai înțeles, tu chiar votezi pe cine? Tu vrei, ce exemplu dai tu românilor? Ăștia chiar să voteze pe cine vor, ei dați nebunit? Eu cred că o arestează Chioveși, sincer. A fost întotdeauna, a fost întotdeauna așa în politica românească? Nu, a fost în ultima perioadă, din 2004 încoace. Din 2004, adică de la Băsescu încoace. Păi altfel, de ce l-ai fi vrut? Acum, sincer, că știm amândoi personajele. Păi bune, să intri în cabina de vot, te gândești, președintele meu ăla care mă reprezintă pe mine, Năstase și Băsescu. Cum să pui ștampila pe Băsescu? Trebuie să ai o problemă. Problema e alta. Hai adică... să spunem că odată s-a întâmplat. Dar s-a întâmplat și a doua oră să pună ștampila se pe Băsescu. Se va întâmpla și a treia, și a patra, și a cincea. Și... se va întâmpla așa, și care este explicația ta? Că e... poporul am înțeles că place. Ești român. Poftim? Poporul îi place. Poporul îi place ce? Nu majorității. Eu sunt din minoritatea care nu-mi place, dar nu contez minoritatea. Și ce a însemnat această politică a capului lăsat, a spune da înainte de a întreba aia? Păi ne este foarte bine acum. Chiar ne-e foarte bine. Mie mi-e foarte bine și ție, bănuiesc, nu? Ne-e chiar foarte bine la toți. Nu pot, mai ne deranjează Putin, dar rest totul e perfect. Faptul că eu am business-uri, pentru că am asta, dar păi, mă revolt de fiecare dată. Eu nu mă revolt niciodată. Eu mă revolt de fiecare dată când conducătorii mei sunt, nu cu capul plecat, se poartă umil, se poartă fără demnitate, nu au deloc și raspinării. Pot să pun și o întrebare? Păi dar n-am terminat să răspund păi la întrebarea mea. Păi să schimbăm un pic. Așa, zi. Acum, te-ai simțit mândru? Eu am o părere foarte bună despre doamna Biden, am și cunoscut-o, e o femeie extraordinară. Așa. Te-ai simțit bine când a venit în România și se buluceau aia, plângea Clotilde că nu o primește și pe aia? Să faceți ce, domnule? Ce vreați? Asta e o chestie balcanică. Nu e adevărat. De ce e balcanică? Asta e genul când vine, din totdeauna în România, când veneau... adjunctul câinelui de la Casa Albă, domne, săriți în sus. Șeful. Da. Întotdeauna când venea, mi-aduc aminte, la un moment dat, un mare actor a fost la teatru din Caracal, era la începutul secolului, la 1900, Caracal, toamna. Ehe. Era un teatru făcut la 1900, nu încerca să iei de râdere. Eu că știu că vine de la Împăratul Caracal. Deci adică... era un teatru făcut din bani strânși de la cei bogați care vândeau grâne. Și grânarul Europei și cel mai prețul se făcea la Caracal și, mă rog, în Bărăgan. Și în momentul în care a venit un actor, Notara, toți, era un actor de la București, da, se auzise despre el, toți au început să arunce cu portocale, de exemplu. Și îl fugăreau pe săracul Notara prin tot orașul ca să-l vadă. Că uite a venit în Notara. Caracal e un loc românii tradițional de portocale.
Numai portocale creșteți la Caracal. Tu de unde ești deloc? Din București, scuze-mă, de la Gara de Nord. Și aici la voi ce crezi, la București, corcodușe? La Gara de Nord erau corcodușe, da. Eu am mai mulți în București decât ți-ai tu de viață. E adevărat. Deci, corcodușele de la București nu se compară cu portocalele. De la Orașul Caracal la începutul secolului era un oraș cosmopolit. Era plin de magazine, de librării, avea tipografie și așa mai departe. Avea teatrul la 1900, Craiova n-avea. Dar asta o să-ți povestesc altă dată, că e greu cu istoria locală. Îți spuneam, adu-ți aminte, înainte de Revoluție, când erai foarte mic. În momentul în care vedeam un străin, cum reacționam? Nu vedeam un extraterestru și ne uitam la el ca la Dumnezeu. Și acum când îl vedem și pe domnul Iohannis, ne uităm ca la un extraterestru. Asta încerc să spun, că una este că vine Jill Biden și te... Cum să zic, și eu m-aș fi dus, uite când a venit papa, da, în România. Da, normal, amic? Stai puțin. Nu, o personalitate incredibilă, România a ieșit în stradă pur și simplu să-l vadă. Am înțeles. Dar n-ai fi vrut totuși să avem și noi un conducător să zică, dom'le, noi ăștia luăm rachete, luăm avioane, facem toate cele. Am putea, dom'le, și noi să mergem până în America fără vize, cum merg croații, unguri, polonezi. Asta e cereai lui Jill Biden? Trebuia când a venit asta Van der Leyen, sau cum o cheamă, că niciodată nu știu cum se pronunță, să-i spună doar coană mare. Noi aici, în Europa, Schengen, n-avem. N-avem Schengen. Schengen, dar avem MCV. N-avem Schengen, n-avem MCV. Dar avem MCV, ce mai vrei? Dar de ce nu? N-avem viză în America. L-am întrebat și pe n-avem euro, dar avem postul tău șef, Adrian Năstase, despre asta. Da? Și a zis că puterea la București atât de cuminte, pentru că Klaus Iohannis își negociază de acum postul lui la NATO sau într-o altă funcție europeană și atunci este tace mâlc și nu cere nimic pentru România. Ciocu mic. Muncles, cum se spune la voi, la București. La gară, da. La gară. La gară. De Nord sau Gara Basarab? Sau Filaret, nebunule. La Nord. La Nord. Totuși. Central. Spune-mi, de unde chestia asta? De ce? Măi, știi care e chestia? Uite, Victor, hai să spun ceva. Nici nu trebuia în discuțiile oficiale pe care le-au avut cu Van der Leyen, da? Să discute despre Schengen. Dar putea într-o declarație publică, era așa de față, o să discutăm și asta. Măi, n-am auzit nimic despre asta. De ce? Dar știi de vreun subiect pus de România pe ordinea de zi a Consiliului European în ultimii 8 ani? Zic și 8 ani de când Putin ăsta ne lasă. Nu știu, dar eu zic de ce oamenii când au venit aici, da? Când au venit americanii aici, când au venit... Pentru că asta își dorește poporul. Și poporul votează un lider care este ascultător față de cei din afară. Măi, nu poporul tot. Majoritatea, că a câștigat cu 55-45. Măi, nu știu că... Ăilalți 45 amărâți, asta de... e, ne ducem soarta. Nu au fost atât de mulți la voi, știi bine. Și diferența a fost mare între colega ta Dăncilă și... Dar îți mai spun ceva. Cred că au fost mai mulți decât există. A venit aici Caramela. Caramela, în ce scuze? Camila sau cum o cheamă? Că nu știu niciodată cum o cheamă. Secretarul Kamala de stat. Kamala, așa. Nu e secretar, Caramela. E vicepreședinte. Vicepreședinte United States of America. Spune-mi și mie, într-o declarație, ne dorim să fi zis unul dintre oficialii români ca America să ne primească, să-i primească pe români fără vize. Dar de ce să spună dacă nu le-a cerut nimeni din dacă România? Dacă știam, nu-l chemam că mai nu mă mai chema, serios, că eu nu-s deloc de acord, nici eu nu-s de acord cu mine. De acord, da? Eu nu-s de acord cu mine, cu tine sunt. Păi nu mai, Victor, spune-mi unde s-a ce s-a întâmplat de la Băsescu încoace. Din 2004 au trecut 18 ani. În curând se trec 4 mandate. Adică 20 de ani, 10 cu Băsescu, 10... Unde s-a... Cum, domeni, nu a fost numai Ciuma Roșie la guvernare? Și Băsescu, și Iohannis, și Constantinescu, toți au fost de la PSD, Victor, nu? Ai fost acolo, ai avut puterea mână cu 80%, tu și cu Crin. Ai văzut emisiunea cu Crin? Da, m-am uitat, da. Da, auzi, aici chiar vreau și să fac un comentariu după emisiunea. Poate în sfârșit ți-ai dat și tu seama. Deci operațiunea cu Iohannis era să-l dea jos pe Crin, era să mă dea pe mine jos. Că de-aia altfel băga la PSD. Sincer, Iohannis e mai de PSD, așa. Profesor... Ca structură, zici. Profesor îmbogățit de meditații, era bun de PSD. Nu era de PNL, că... Păi și totuși... cum e de PSD îmbogățit din meditații? Păi, domnule... Ce PSD-știi sau... Stânga e cu statul, da? PSD-știi sau... Stânga e cu statul. Liberalii, uite-te la ei, la conducătorii lor. Dom'le, toți sunt mari industriași, oameni de afaceri, investitori. Toți așa. Deci l-au trimis la PNL ca să-l dea jos pe Crin. Pentru că Crin, care are multe calități și multe defecte, dar totuși era cam independent de capul lui, așa că a rămas și acum, nu? Asta spunea și Adrian Năstase. După care, dându-l jos pe Crin, au zis: hai, dom'le, care e următorul? Care încă mai mișcă un pic? S-a rezolvat problema.
Acum ideea următoare. E foarte bine. Deci chiar e foarte bine. Acum de-abia realizez eu cât de bine ne-au făcut cu domnul Iohannis. E foarte bine că tu totul ai un, perfect, tu ai un business care merge, Putin. Călătorești. Dar toată lumea trăiește nu mai stai bine. Presiune. Dacă n-ar fi Putin, toată lumea ar trăi bine. Lumea nu trăiește din bine. Din cauza lui Putin. Din cauza lui Putin și a amantei sale care trebuie și ea să fie arestată. Victor. Nu vorbim de asta. Încă o dată, nu, că e o aberație chestia asta. Nu știi că aia, știi știrile astea care nu sunt nici măcar fake news. Stai un pic. Dom'le, m-am dus și eu, am pus și eu odată la Wimbledon, la Wimbledon. Așa. Dom'le, plăceau, era Gazprom, case, erau mașini, bun, să nu știu ce. Aici. Cum, vai, dracu, acum n-are voie nici să participe nici ăla, numărul 2, Daniil Medvedev, n-are voie. Deși ăla săracu a zis, dom'le, nu sunt de acord cu războiul, cu, nu, ia o Victoria, poză cu Putin și... Băi, asemenea ipocrizie și mândrănie. Victor, așa ai grijă de copii, ești le-ați putinist. Luat miliardele. Ești putinist. Nu, Doamne ferește. Păi da, dacă tu vrei să fie Medvedev la un... Nu vreau să fie. Păi tu așa vreau să-l cheme, așa să-l, am răspuns tu. Să-l împuște că în mijlocul bine, arenei. Da, e bine. Și pe Abramovici, ăla care a băgat 2 miliarde în Chelsea, da, ar trebui să-l spânzure în fața, că atunci când a băgat alea 2 miliarde, ei credeau că le are ce din... Ce îți pare rău? Nu, Doamne. Credeai că le are din muncă cinstită. Nu, ei au crezut că le are din muncă cinstită. Eu știam că de acord cu toate sancțiunile. Normal, dar mai vezi, vorba. Vezi, așa îți fac și eu, că așa am răspuns și... Dacă te prind cu vreo carte de Dostoevski acasă, eu aș pune eu, să te dea afară eu de la gândul. M-am apucat să citesc chiar eu frații. Eu cred că și Dostoevski era cu Putin. Frații Karamazov. Toți frații erau cu Putin. Toți frații Karamazov. Da, Victor, frații Jderi cred că erau. Și... A trecut jumătate de emisiune pentru că nu mă las să spun nimic și nu mă las să întreb. Da. Totuși, o ultimă încercare. Nu mai încerc. E pierdută cauza. Încercare moarte n-are. E pierdută Victoraș. Cauza, da. Se vede că e pierdută. De unde această abordare? Faptul că tu faci din tot ce spune ailați? Din numere. Numărul domnului Iohannis de voturi a fost mai mare decât numărul lui Ponta. Numărul domnului, doamnei Clotilde Armand a fost mai mare. Numărul lui Fritz a fost mai mare decât numărul lor. Dacă asta vrea majoritatea poporului... Vezi, dacă nu te-am bătut când erai mic la Marius Tucășiu și aveai 29 de ani? Ei, atunci eram și eu mai țufnos. Păi nu, acuma, nu, dar atunci... Cum am devenit acuma... înțelept la 50... Uite, apropo de înțelepciune, Ponta a explodat. N-am explodat. Stai. Nu mă mai lasă să gândesc că Putin e rău. Zelenski vorbește peste tot. Poate mai e altă treabă. Victor, Ponta a fost premier la România. E o interpretare, e o interpretare eronată, nu? Tendențioasă, mă dezic. Fostul premier al României spune că propaganda anti-Rusia seamănă extrem de tare cu cea a Rusiei și că Ucraina a exagerat atunci când se ceartă toată Uniunea Europeană. Ponta a comentat scandalul de la Eurovision, acolo unde jurul României a fost eliminat din concurs, iar voturile noastre au mers automat către Ucraina. Da. Nu mă mai lași pe mine să gândesc cu capul meu, că nu e nicio interpretare, că Putin e rău. Și asta, că de trei ori pe zi în Parlament vorbește Zelenski. Poate mai ai și altă treabă. Adică Zelenski mai are altă treabă. Să-ți explic. Te rog. Astăzi de dimineață m-am trezit, m-am uitat și eu pe știri și am înțeles declarația lui domnului președinte Zelenski, Zelenski, care a zis, i-am salvat eroii noștri de la Azovstal, sunt nu știu ce. Și am zis, mama, asta chiar e cea mai tare chestie, îți dai seama de ce a intrat ceva cu trupe speciale, a scos de acolo. După care am intrat pe CNN să văd, poate dau filmări, când și scria, i-a salvat în sensul că i-au luat rușii prizonieri. Și m-am întors la zic, domne, cum i-a salvat? Părerea mea sinceră e că nu se mai întoarce niciunul din Rusia. Aia că o să facă ei schimb de prizonieri. Aia e clar. Păi nu, deja au spus aia, rușii. Aia de la Azovstal. Deja au spus că sunt criminal de război. Dar la noi era clar că i-a salvat. Eu m-am gândit că s-a acasă, că sunt deja cu familiile, cu nu știu ce. Și mă gândeam, dă-mi mai dai două știri de astea, după aia nu mai cred absolut nimic pe cuvântul meu. Eu știu că Putin e rău. Da, voi foarte dacă rău, sunteți atenție, cel mai rău. Foarte, cel mai rău. Sincer, acum fără ironie. E un nebun ai care omoară oameni. Prima emisiune și dar nu are nicio logică nimic din ce a făcut în ultimele 6 luni sau nu are nicio logică nici da, măcar. Da, una e una, alta e alta. Când vezi în fiecare zi știri asta de felul ăsta. Cu Eurovisionul. Câștiga Ucraina oricum. Dom'le, noi cu moldovenii de când e Eurovisionul ne dăm voturile unii la alții. Întâmplător, melodia moldovenilor era despre Moldova și România, nu cu trenulețul, cu nu știu ce. Sigur că voi chiar credeți că votați? Adică ce exemplu dai tu poporului român? Tu chiar te-ai pus să votezi pe bune? Tu n-ai înțeles că trebuie să votezi cu Ucraina?
Și n-ai înțeles asta... că votez cu Iohannis? Ba da, gata. Păi ajunge. Deci de-aia zic că doamna Chiovici, și sper că îi va deschide un dosar penal fetei de la TVR1, că n-a înțeles. Bun. Ca să-i bage mințile în cap. Dacă eu am înțeles cu... după ce mi-a făcut dosar. Dacă s-ar fi întâmplat cu Franța, cu Germania, cu Germania s-a dat și au luat aproape 0 puncte, adică nu se putea întâmpla. Păi eu oricum sunt cam ciucabăte. L-a certat ambasadorul. Domne, ambasadorul Ucrainei la Berlin. L-a făcut Leber obosit. Adică a zis că e un Leber? Obosit. Leber obosit. Cancelar? Da. Păi dacă o fi, poate era obosit. Și am zis, domne, da, să-l mute la București, pe ambasador, că îmi place de el. Să vină la noi? Să vină aici. La noi, că Leber, eu din București n-aș înțelege ce înseamnă exact Leber. Dar, dar la Sibiu s-ar înțelege ce e Leberul. Adică... da. Bun. Oprește, bagă publicitate. Dar de ce? Nu bag nicio publicitate, că e foarte scumpă publicitatea aici. N-au oamenii să cumpere. Normal. N-au marile companii să cumpere la noi publicitate. Nu vezi cum e viața asta? De la cel mai important show din România, undeva a pierdut prin mațele internetului. Bun. Ai văzut vreo reacție? Nu, niciodată. Ai văzut vreo reacție din partea autorităților române legate de scandalul ăsta la Eurovision? Ce să facă săraci? S-o dea afară pe fata de la... Las-o pe fata aia, că tu tot te... Nu, serios acum. Da, e un caz foarte grav. Dar nu se poate. Dacă e vorba grav, să vrei să votezi pe bune, ce ai? E vorba despre Ucraina, nu mai poți să spui nimic sau despre Zelenski. Că automat ești putinist, nu trebuie să spui foarte bine că au luat punctele României și le-au dat Ucrainei, nu? Da. Eu zic că e foarte bine. Eu sunt total de acord. Tu susții și ești total de acord. Susțin. N-ai nicio problemă. Și sancționarea celor care au vrut să voteze cu România. Și arestarea lor. Normal. De-aia avem procuror european. Ca să aresteze... Păi ăștia care nu înțeleg. Da, dar n-ar fi trebuit să facă un scandal și opinia publică. Adică cetățenii să spună, băi frate, de ce ne-ați furat, mă, votul pe care l-au dat ăștia la celor din Basarabia, din Moldova? Dom'le, lasă-mă. Nu ți se pare că societatea civilă, chiar de la colectiv încoace, de la manifestările... La colectiv. De pe vremea lui Grindeanu, da. Hai să ne întoarcem. Eu cred că la colectiv... majoritatea covârșitoare au fost de bună credință. Au zis, dom'le, nu se mai poate, ieșim să protestăm. După care, ușor, ușor, și-au dat seama că au fost luat de proști și că au fost folosiți. Mm-hmm. Nu mai ies la proteste, nici nu recunosc. Unii sunt prea orgolioși să recunoască, bă, și-au bătut joc de noi. De fapt, ăștia ard în continuare, de fapt, nu-i interesat deloc. De fapt, atunci aveam 10 paturi pentru ard și acum n-avem niciunul. După 7 ani, da, ca să fie foarte clar. Deci atunci, nu știu, am avut 100 de medici, acum mai avem 10 medici. Deci totul a fost o mare păcăleală. După care, după 7 ani, mai bagi niște amărți prin pușcării ca să zici a că mai fost ordonanța 13, luminițele, piața, revoluție și așa mai departe. Alea s-au mai rezolvat totuși cu ordonanța 13. Alea s-au rezolvat, adevărat. Și, uite, inclusiv Alina Mungiu spunea că o asemenea convocare la modul... Mie îmi place că și noi plagiatorii am fost reevaluați. Totuși suntem oameni buni. Tu? Toți. Nu, eu nu. Eu am rămas rău. Că sunt singurul. Dar, în general, plagiatorii sunt oameni buni. Știi ce e strigător la ce? Nu e nimic strigător. Că și cu Chioveși care plagiase și era o plagiatoare... Un pic doar. Un pic. Și tu tot un pic ai plagiat. Un pic, o leacă. O leacă, o țără. O țără. O țără, un dram. Da, ea a plagiat în scopul combaterii corupției și al statului de drept. Este ce se întâmplă acum. Pe Trump l-a executat pentru că Trump era rău, înțelegi? Pe tine te-a executat că erai rău. Să-l atace pe Trump, ca să-l atace pe Putin. Nu mai vorbesc. Ca să atace pe cine vrei tu, ții cu, adică încalci orice regulă și orice lege. Da? Cu Chioveși a fost la fost, strigător la cer. În momentul în care a luat-o pe Zeița Dreptății, l-a purecat cu plagiatul și e un program care arăta foarte clar, ea nu s-a putut întuni ăla, cum se chema, eu, de exemplu... Ai plagiat, știu, nu mai... Nu doar asta, dar câteodată așa vin tot felul de greșeli în cap. Am văzut o hotărâre judecătorească în altei curți, foarte corectă, care a spus așa, dom'le, faptul că i-a deschis dosar în 2016 lui Chioveși și nu l-a finalizat până în 2019, e foarte grav și nu-i normal și așa. Și am vrut să fac și o acțiune, să întreb dacă al meu din 2012 până în 2022 e mai vechi sau mai nou decât ăla lui Chioveși din 2016. Până... După care mi-a zis cineva, bă, tu chiar nu-ți bagi mințele în cap, potule, și nu mai fai acțiuni de genul ăsta. Am înțeles, să trăiți. Deci tu încă ai dosarul deschis, nu? Am încă casa sechestrată. Sechestrată. Da.
Dar păi e corect așa. Și ce făceai cu casa? Că nu puteai să fugi cu casa. Ce să spun? Poate o duceam în Rusia. O luam în spate ca Melcu și fugeam cu ea. Nu, dar e corect așa. Uite, chiar asta, e corect. Asta e o altă chestie. L-am văzut pe Vali Zgonea, care mi s-a părut cam bătrânit, cu tot dragul. Pe bună dreptate. Pe Victor, bună dreptate. Deci eu am fost martor în dosarul multe meu. Vieți, multe vieți distruse. Da. La propriu, în sensul că oameni care au fost condamnați fără să existe, fără să existe lucruri în dosar, dar mai ales oameni care au stat agățați sub presiunea asta, cu bagajul făcut la ușă. Da. Da? Da. Așteptând ca a doua zi, da, tot ce era posibil, să se ducă la închisoare. Pentru că care o majoritate bleagă stă și acceptă ca o minoritate de frustrați, că sunt certați cu iubita de acasă, că nu le-a crescut salariul la multinațională, că a fost înghesuială în Wizz Air-ul de Viena, că nu știu ce, și atunci apucă protestele. Și o majoritate bleagă acceptă ca această minoritate cu frustrări personale să și le refuleze în piața publică. Fiecare zicând, bă, n-am pățit-o eu, n-am luat-o eu, hai să tac din gură, că poate o iau eu. Lasă, a luat-o pietone, a luat-o ăla, a luat-o ăla. Bă, n-am luat-o eu. Nu mi se întâmplă mie. Toți au spus asta până li s-a până întâmplat lor. Până li s-a întâmplat lor. Și o sună li s-a întâmplat ceva în viața profesională, li s-a întâmplat ceva în viața politică și așa mai și departe. Și va continua acest lucru. Va continua acest lucru, dar știi ce mă sperie pe mine? Pentru că majoritatea asta, da? Da. Pentru că vorbeai de o minoritate care este foarte agresivă, care impune ordinea de zi, care protestează, care a e pe... A fost, s-a mă rog, desumflat s-a și aia acum și așa mai departe. Cu lupta anti-PSD. De e adevărat. Sau cam... Da, după ce PSD-ul a ajuns la putere. Păi normal, slavă Domnului că e la dar de această majoritate, da, știm cam din cine e formată. Sau oricum, foarte bună. Da. Foarte bună, e excepțională. Ai văzut în perioada pandemiei când... practic drepturile și libertățile individuale au fost călcate în picioare și așa mai departe. Și minoritatea de care vorbeai tu era pentru vaccin și era de acord cu limitarea drepturilor și libertăților. De fapt, ce să mai... Carantină, limitarea drepturilor și libertăților. Eu am văzut ai văzut altceva. Un protest? Doamne ferește, păi cum atunci, să protestezi? De ce? Păi pentru că aia care au protestat și cu corupția ucide și cu nu știu ce și-au dat seama că nu mai ucide corupția. Gata! Ăia, dar ăștia erau alții. Că nu, erau dumne, nu mai protestează nimeni. Gata. S-a terminat. În România e bine. Cu Putin mai putem să protestăm contra lui Putin. Dacă ai chef de proteste, protestează contra lui Putin. Și gata. Păi nu știu, protestez și eu, dacă vrei societate civilă, că nu există. În momentul, momentul în care vine Van der Leyen, mă duc cu o pancartă și înseamnă spun că ești cu Putin. Și vreau un Schengen. Atât. Dacă vrei în Schengen, înseamnă că ești cu Putin. Dacă vrei fără vize de America, ești cu Putin. Și fac și o rimă muie-uie, pardon de expresie. Nu, plăcuța păi suedeză nu era se nu face era numai cu PSD. Păi nu, păi de ce să nu fim în Schengen? Păi pentru că ești cu Putin dacă ești în Schengen. Ce nu înțelegi? Păi cum sunt cu Putin dacă sunt în Schengen? Păi pentru că îndrăznești să ceri. Ce ai? A cerut dar cineva de la noi? Cer dreptul, nu cer ceva în plus față de cresta, ce are nu toată obligații, lumea. N-ai niciun drept. Și așa mai departe. Of, da, ce repede trece timpul. Eu să știi că te citesc, adică văd ce postări mai faci. Bine, nu prea citesc din gândul. Dar e numai din libertate, din ziare, cum, de asta, las că te ții minte. Da. Când Băsescu a ridicat TVA-ul, vreau să-mi explici că nu le-am pe partea asta. Asta pot să explic economic. Chiar cred că e singurul lucru pe care cât de cât chiar îl stăpâne. Celelalte când nu le Băsescu a ridicat TVA-ul la 24%, a încasat mai puțin la buget. Când noi am redus TVA de la 24% la 19% și 9%, am încasat mai mulți bani la buget. Am dreptate? Că tu ai firme da, care au trecut dar, de la 24 la 9. Ai plătit mai mult de fapt? Stai să termini și după aia explici. Da. Când am redus impozitul pe dividende de la 16% la 5%, am încasat mai corect mult la buget. Când au crescut accizele la carburanți, alcool și țigări, au crescut prețurile pentru oameni, dar și contrabanda, bani mai puțin la buget. Corect. Când am scăzut CSE-ul cu 5 puncte procentuale, am încasat mai mulți bani da, la buget. Că și-au trecut salariul pe bune. Vorbesc din experiențe pe care am trăit împreună. Știu că în România, când a venit dreapta la putere, au crescut taxele. Când a fost stânga, au scăzut. Dar la vot nu a contat. Știu că dezastru bugetar și financiar după guvernele Dragnea, Orban, Câțu trebuie îndreptat cumva. Sunt de acord și susțin o cotă de impozitare diferențiată ca în Occident și renunțarea la cota unică care mai e în Rusia, dar este nevoie de măsura de 7 ori înainte să tai o dată. Așadar. Așadar.
Recent a apărut această discuție, domne, trebuie să creștem taxele. Unul, n-am înțeles de ce trebuie să le creștem, că am înțeles că e totul foarte bine în România. Economia duduie, doar Putin. Acum, dacă creștem taxele, nu-l omorâm pe Putin, nu? Că Putin câștigă. Nu, economia duduia pe vremea lui Tărician. Și acum duduie. Acum, ba nu, a zis domnul Iohannis că guvernul își face foarte bine treaba, eu îl cred și chiar cred că face foarte bine și totul e perfect în România, de ce trebuie să crești taxe dacă e totul perfect? Doi, ne-a învățat viața. Că am fost, am trăit, nu doar noi, a trăit toată lumea. A venit Băsescu cu măsurile de austeritate. Eu, sincer, eu nu cred că și-a dat seama ce a făcut atunci. Nu știu cine l-a sfătuit. A crescut la 24%, toată lumea a început să fure TVA. A crescut toate taxele, toată lumea nu le-a mai plătit. După care am venit eu. Am avut și eu câteva păsărici ale mele. Mai ții minte taxa de stâlp? Da. M-am apucat să pun taxă de stâlp. După ce mi-am dat seama, am zis, bă, mi-am dat cu stâlpul în cap. Cu stâlpul în dreptul. În schimb, după aia am început să înțeleg. Dom'le, în România nu e ideea că vine cineva și îți face pe hârtie, cum o făceau cei de la Comisia Europeană, când am zis că reduc de la 24 la 9. Și eu au făcut așa, 24 minus 9 egal 15, deci pierzi încasări cu 15%. Nu, dom'le, să vă explic. 1. Ăia cinstiți, ca Marius Tucă și ca alții, eu o să zic că, bă, plătim 9%, că e corect, plătești. Ăia care furau, nu mai merită să fure 24%, că trimit ANAF-ul peste ei și le... Iar aia care trăiau numai și numai din furat se închid. Deci eu o să încasez mai mult. Nu, dom'le, nu e adevărat, mi-a dat în scrisă, nu. Ba da, uite, o aplic. S-a încasat mai mult. La fel cu dividendele. Am avut o discuție la un moment dat, eram deja certat cu Dragnea, s-a dus Dragnea la Iohannis și au ieșit amândoi și au spus dacă se reduc dividendele, îi retrage în sprijinul politic lui Todorovici, care era Todorovici la finanțe. Și a zis Todorovici, dai mă, lasă-i în pace, nu-ți retrage niciun sprijin politic, dă-i încolo pe amândoi. Ia și dă ordonanța. Am dat ordonanța. Vreau să spun că în 2016 cu 5% pe dividende am încasat mult mai mult decât pe 16. De ce? Că la 16 lumea plătea niște avocați, niște contabili, niște șmecheri, offshore-uri. La 5 trebuie să fii nebun, de ce nu plătești 5%? Că, și așa mai departe. E o perioadă acum, dincolo de autoironie și de... E o perioadă în care tot ce mai avem cât de cât economie în România e muribundă. Noi acum avem un sistem care se numește sistemul Greciei din 2010 și anume împrumutăm bani cu dobânzi foarte mari, nu contează. Cu cele mai mari dobânzi din Europa. Cele mai mari dobânzi din Europa. Luăm banii, dar nu rămân la noi. Îi dăm ca să cumpărăm cuie din Turcia, mere din Polonia, energie electrică din Ucraina și din Serbia și eventual mai dăm niște vouchere la oamenii amărâți, alea de 50 de euro, cu care se duc cu voucherul la supermarket, supermarketurile nu sale noastre, unde cumpără tot pastă de dinți din Polonia și... Adică e sistemul în care te împrumuți, bagi niște bani, banii ies imediat. E un sistem pe care și tu rămâi cu povara dobânzilor. Stai un pic, că e important. Stai puțin, că unii câștigă din dobânzi. Povara e pentru noi, pentru fraieri. Pentru unii e câștig dobânda aia uriașă. Și atunci, dacă pe chestia asta mai vii și mai anunți, doar anunți, da. Și o să mărim niște taxe, mărim accizele la alcool, tutun și de-astea petroliere. Păi vă spun eu, nu cred că oamenii se lasă de fumat sau de băut sau numai... Dar o să creștem contrabanda de 5 ori și o să încasez mai puțin la buget. O să punem la dividende... Poate cuvinte orice taxă în plus, orice impozit în mai mare. În acest context actual, orice impozit pe care chiar că-l anunți, nici n-a pus să-l pui, înseamnă că încep să-ți fugă banii. Singurul lucru pe care ar trebui să-l faci acum ar fi să zici, domne, ok, taxe mici, pui, e bine în România, cu o singură condiție. Voi mai produceți în România. Vreți să vindeți în România chiloți? Produceți, frate, în România. Vreți să vindeți pantofi? Mai produceți și în România. Sigur că nu putem noi spune taxe vamale de capul nostru, dar există metode pe care alții le folosesc în jurul nostru de a încuraja producția internă, de a lăsa banii. Vreți să-ți dau un exemplu? Azi m-a căutat cineva și mi-a zis, am o problemă. Da, spune. Dom'le, ce lucrăm de mult, de un an de zile, vrem să facem o investiție în România de vreo 100 de milioane, să cumpărăm privați de la privați. Așa, foarte bine. Și ce problemă aveți? Păi zice, s-a dat o lege că trebuie să ni se aprobe de către un comitet, că e peste 2 milioane. Ce comitet? Nu știi că s-a dat ordonanța aia cu un comitet format din servicii de informații, dragi, nu știu ce. Și am zis, stai să ghinion. Păi ghinion, dar știi de ce? Că nu există comitetul. Nu s-a format.
Păi se așteaptă să se facă, ce? Păi de așa zice, mare? Domnule, lucrăm de un an la contract, trebuie să-l semnăm contract, vrem să aducem bani în România. Adică vrem să băgăm niște bani. Așteptăm, auzi, aia am zis. Și eu i-am zis, domnule, dar noi nu avem nevoie de bani. Ia plecați mă de aici cu banii voștri. Să se ducă în Ucraina. Exact. Ia plimbați. Se, se duc în Bulgaria, se duc în Ungaria, se duc în Serbia. Ia nu mai veniți la noi, că nu ne trebuie bani, noi avem bani. Dar noi n-avem ce să facem cu bani. Exact. Chestim în Dubai. Și e bine, duduie economia, duduie, ciucă, conduce cu mână de fier guvernul României, da, Iohannis la fel. Da. E bine. Laptele și mierea curg pe străzi, deci, nu? Și mai e ceva. Aici stric politic și eu am o relație bună și apuc și mai spun și mă place că mă mai ascultă cu ceolac. Se strică în curând, stai liniștit. Toate se strică, asta e. Dar, dar știi de ce se strică? De ce se strică? Iliescu cu Năstase. Stai, domne, că eu nu sunt activ în politică, nu curc eu pe nimeni. Numai cu Joana de ce, cu ăsta, cu Joana de ce te-ai certat? Nu m-am certat, nu. Dar stai să termin ce cu Dragnea de ce te-ai certat? Domne, toată lumea care face bani în România, din muncă vorbesc, din business, mi-au zis toți chestia asta, unul dintre ei, cred că ești tu, domne, cel mai bun confiscal, ăla din 2015, clar, taxe mici sau nu știu ce. După care eu întrebam, auzi și m-ai votat? E, te-am votat pe noi, cum să te votez? L-am votat pe Iohannis, dar codul tău fiscal e cel mai bun. Acum, de ce să schimbăm codul fiscal care e bun? Eu știu că tu din cauza asta. Niciodată nu sufer, eu mă bucur. Nu este o corelare directă între cei care au dat măsuri bune și au fost votați. Păi așa dacă, e și logic, de fapt, la care ia măsuri bune, trebuie să-l dai jos, să-l pui pe la care nu ia nicio măsură. Pentru că asta este în România. Na? Tu ai luat măsuri bune, ați avut creștere economică și așa mai departe și l-au votat pe Iohannis. De ce să schimb codul fiscal din 2015? Despre care toată lumea spune că e un cod bun. Pentru că ăștia care sunt la putere sunt foarte buni, spuneai mai devreme, și tot ce fac ei e bine, de la bine la foarte bine fără în sus. Să fiu răutăcios și să-mi cer iertare imediat. Da, te rog. Pot să mă îndoiesc că mintea economică, experiența economică de întreprinzător privat, de om de afacere a domnului Iohannis și a domnului Ciucă, nu e chiar baza necesară pentru un nou cod fiscal? Tu m-am exprimat elegant? Nu, te-ai exprimat foarte elegant. Acum înțeleg că au condus multinaționale, au făcut taxe, au... Da. El vorbea foarte mult când era prim-ministru, că am fost la el la cabinet. Și venea oia cât... Păi nu vorbeai la televizor. Și venea oia, avea 100 de audiențe într-o zi, că fiecare venea cu o problemă cu aia, nu neapărat să-i ceară ceva. Și el vorbea foarte mult cu aia, era prim-ministru, aia trebuia să-l asculte. Și a rămas cu... Handicapul ăsta, aș putea spune. Nu mă mai chema. Handicap, să știi că handicapul meu de la golf e foarte bun. Măi, să știi că e un handicap să vorbești handicapul... numai tu. Pentru că n-a pus să-l asculti pe celălalt, să nu i-a pus să-l asculti pe ăla. Da, mai chema să te ascult pe tine. Hai să spun ceva. Emisiunea se cheamă Marius Tucășut. Unde? Vezi ceva de Victor Ponta pe ecran, eventual gândul. Nu poți să pui și tu și Victor Ponta, show? E Cristache și Cristoiu. Acum și asta e bine tare. De practic, ei vor cuceri piața la dezbate, la talk show. Să ne luptăm. Hai să-ți dau un răspuns exact în felul ironic al formulării tale. Eu cred foarte tare, nu neapărat în experiența la de business a domnului Ciucă, eu cred în metodele lui de general, de a conduce armate, de a conduce bătălii importante pentru țară și nu numai pentru Europa și pentru lume, mai ales cu Putin. E corect. Trebuie să fii de acord cu mine. Dar sunt adică de acord, dar... Adică în vremuri de război, nu economia de piață contează, nu regulile și nu... Eu n-aș putea să contrazic, pentru că aș fi nedrept. Pentru că totuși în ultimii 30 de ani România a câștigat atâtea bătălii militare, atâtea confruntări. Nu există una pe care să o fi pierdut-o, să spunem altfel. Corect. Asta spun. Și atunci deci nu pierdem nici pe asta. În vreme de război, nu trebuie să invocăm pârghiile, argumentele economice. Războiul e ceva atât de important încât nu poți să-l lași pe seama. Îți place cum te-am Dar nu pot decât să-ți spun că sunt de acord 100% și cu tine și cu mine nu sunt deloc de acord. Iar în ceea ce îl privește pe domnul Iohannis, el este alesul. Adică aici nici n-ai rost să-i mai deranjăm. The chosen one, cum ar zice suporterii domniei sale. De departe. Adică el, ne uităm, icoană și asta e tot. Putem să cântăm imnul și să... Te deranjez? Nu, mă gândeam să apucăm să cântăm imnul Ținutului Secuiesc să plecăm. Nu, mi-a zis un prieten foarte bun la care țin și ține la mine și mi-a zis încercați să nu mă uitați în permanență la ceas, pentru că că v-ați plictisit. Nu, dar eu mă uit pentru că de fiecare dată sunt contratimp de când mă știu. Viața mea este contratimp. Spune-mi, prețuri, energie, am mai discutat despre asta. Există o soluție în momentul ăsta? Da, una singură. Să tratezi cauza și nu efectul.
Cauza e că nu mai producem energie în România pentru că i-am gonit pe toți. La Cernavodă i-am gonit pe chinezi, de peste tot. Tot ce era, am oprit toate proiectele. Alea pe cărbune le-am închis noi primii, apropo de... și a zis Comisia Europeană să ne gândim, să închidem și România zis, le închidem noi. Bine, mă, proștilor, închideți-le. Bine, proștilor, închideți-le. Că Polonia, Germania, după care acum a zis Comisia Europeană, dom'le, totuși e bună energia pe cărbune. România a zis, a, chiar da, s-o deschidem. Cu ce să mai deschizi, frate? Crezi că mai e cineva în Târgu Jiu sau în Petroșani care vrea să lucreze în mină? Victor, am avut un deja vu, deci mă doare capul. Eram niște ședințe celebre la care participam. Bineînțeles că eu, având o structură de om nenorocit, care nu e de acord cu nimic și eram întotdeauna împotrivă până când... Specific zonii. Exact, și local, o specifică personalitate puternică, și nu m-am mai chemat ani de zile după aceea. Cine, domnul Voiculescu, nu te-a mai chemat? Nu putem să dăm nume și eu nu fac niciodată asta. Și la aceste ședințe, unde eu n-am mai participat în ultimii ani pentru că eram persoana non grata, și n-aveam ce să caut, că eram obraznic și întotdeauna eram gică contra și mai bine stai, lasă, nu mai chemăm pe ăsta, că până la urmă ne vezi pe la care ești, știi? Asta și aici a participat mai mulți participanți, ca să spun așa. Și cel din mulți capul, domnii Iohannis, care erau de acord. Cel din capul mesei îi spunea o idee. Mai bună, mai rea și așa mai departe. Urmau ca fiecare pe rând, la masă sau într-o ordine aleatorie, să spună părerea despre asta. Erau unii care erau rezervați și spun, da, mi se pare că nu știu, da, e posibil să, poate că pe aici să încercăm o soluție. Alții, măi, întotdeauna era unul, apropo de România. Care zice, nu numai că mai mult. Ideea este extraordinară, dar trebuie să-i pupăm și în cur, în plus față de ce a spus dumneavoastră. Și dacă se poate, să facem din oră în oră lucrul ăsta. Și eu eram... Atunci ai uitat vreme... cumva că România s-a inventat cincinalul în 4 ani? Măi, și mai ții minte că era cu cincinalul în 4 ani? Când mi-ai spus asta, acum m-am gândit exact la starea aia de lucruri. Da, da, eu duc bine aia care sunt cu... Dom'le, să facem mai mult. Nu să facem totul. Să facem mai mult decât atât. Trebuie să facem și asta. Pui întrebări? De ce e așa? De ce? Așa pentru că fără întrebări nu putem merge înainte. Adică chestia asta. Da. Deci prețul la gaz... Prețul la energie. Ai văzut ce titlu inspirat am dat acolo? Trebuie să recunoști că sunt și eu talentat. Ia, ce scrie? Trebuie să tratăm cauza noi. Nu, jos. Noua ordine mondială, noua criză mondială. Ești de acord? Dar tot ce pui tu e genial. Nu știu la care dintre... Mie îți recunosc... Ai luat-o pe urma... Mie îmi plac poeziile tale, dar cred că sunt singurul care le citește. Ai grijă de copii. Nu, mai sunt niște... Încă doi? Trei? Mai e niște rude de la țară. Ah, ok. Ești de acord cu asta? Totdeauna sunt de acord cu tine. Nu, serios acum. La ce te referi? Adică noua ordine mondială, de când a început războiul, da, ne îndreptăm spre ceva? O cortină de fier. Înseamnă o nouă criză mondială? Da. Da, este o criză, dar pe noi nu ne atinge. În România este și va fi foarte bine tot. Când aveai 29 de ani, aveai și 29 de kg mai puțin. Erai minim. Foarte aproape de mine, nu eram la 4 minim, metri. Minim, da. Nu eram la 4 metri. Sterneam chestii. Erai și firav și la început și temător. Eram și corupt și plagiator. Deci era suficient odată să întind mâna. Acum, deci la noi nu se simte nimic, da? Așa rămâne. Nu. Dați-l pe ecran. La noi va fi bine? Este foarte bine. Este foarte bine și va fi foarte bine și nu va protesta nici dracu. Păi nu, e clar că... Și dracu este de acord. Asta e clar că nu va protesta nimeni. Păi și atunci? Da, cineva, deci au venit unii să dea nume deja, apropo de ce am spus și ce n-am spus, cum era, nu știu ce. Pardon. Mai stai și pe telefon. Tot felul de mesaje. Păi oamenii sunt, eu primesc mesaje în timp real, Victor, și uite ce mesaje am primit, ca să vezi. Și tu trebuie să comentezi. Scandalul Eurovision, da? Continuă. Anchetă în Republica Moldova pentru a elucida de ce juriul său a acordat un punctaj suspect de mic României. Facem pariu că și aici au dat punctajul Ucrainei, nu? Parcă și a votat Moldova. Nu? Putem să-mi spuneți în cască? Din câte mi-aduc aminte, da. Parcă sau? Nu? E clar. Societatea de radio... Ancheta se extinde. Ancheta se extinde. Să vină Laura. Societatea de radio și de televiziune a Republicii Moldova, Teleradio Moldova, a anunțat că va desfășura o investigație internă pentru a elucida de ce juriul său a acordat un punctaj suspect de mic României la Eurovision.
relatează marți, agenția EFE, mai nebunit, directorul, nu știu ce, Vlad Turcanu. Eu cred că tot noi suntem de vină, românii, pe noi ne ia, o să vezi. A, Giuliu Moldovean a acordat 12 puncte, dacă am răbdare cu mine și cită pe tine tăia, că sigur tu ai făcut un mișmaș la asta. Giuliu Moldovean a acordat, corupția ucide. Giuliu Moldovean a acordat 12 puncte, punctajul maxim Ucrainei, în timp ce publicul din Republica Moldova a acordat 10 puncte concurentul român Andrei Ionuț Ursu. A, deci a dat 12 puncte totuși la Ucraina. Păi descapă. E bine, a scăpat. Descapă, nu mai e nicio... Ei scapă, da. Bun, apropo de război, Victor, pentru că călătorești, ai văzut în străinătate, citești presa, vezi ce se întâmplă. Cum crezi că vor continua ostilitățile? Cum va continua războiul? Că până la urmă... În primul rând, războiul va continua. Vestea proastă. Asta e vestea proastă. Nu va ceda nimeni din nicio parte. Până la urmă, toată lumea care avea pretenții de analiză spunea, domne, Putin vrea să ia Mariupolul, că e o chestiune strategică și poate și Odessa și gata. Dar acum va continua războiul. Eu cred că Europa va pierde în continuare, fără gaz, fără... Păi noi pierdem economic și ceilalți, că e vorba de America, China, Turcia, cine va fi, vor câștiga. Așa se fac. Ucraina va fi o țară totuși distrusă mult timp. Rusia e o țară distrusă, economic vorbind și politic. Uite, să-ți dau un citat din Putin. Nu putem termina mai frumos. Da, nu mă ridic și plec dacă faci. Rusia profită de deciziile haotice ale Occidentului, încă te confirmă pe tine. Spune președintele Putin. Țările UE pun în aplicare sancțiuni împotriva Federației Ruse, sub presiunea Statelor Unite și acest lucru provoacă daune economiilor lor cu creșterea prețului petrolului pe piețe în turim amețitor. Ei încearcă să ne vinovățească pentru această inflație energetică, Biden, Iohannis, contracandidatul tău, dar de fapt... Nu e, domne, contracandidatul. Fostul contracandidat. Este modelul meu de sportiv, de golf, politic, tot. Chiar pe bune, deci chiar e modelul meu. Felul în care face naveta București-Sibiu și așa mai departe, trebuie să recunoști. Cum merge la nunți, la biserică... Deci mai tare ca mine la raliu. Deci e ok. Încă o dată, țările UE pun în aplicare sancțiuni împotriva Federației Ruse, sub presiunea Statelor Unite și acest lucru provoacă daune economiilor lor cu creșterea prețului petrolului pe piețe într-un amețitor. Ei încearcă să ne vinovățească pentru această inflație energetică, dar de fapt Occidentul încearcă să-și ascundă erorile sistemice. Există schimbări tectonice pe piața petrolului și a face afaceri așa cum s-au făcut înainte, în conformitate cu vechiul model, pare puțin probabil. Un criminal, hai să fim serioși. Putin, care sincer. Care omoară... Moare de grijă a Europei, că înțeleg din comunicat, dar el și-a distrus țara lui. Păi, până una alta, el a câștigat mai mult decât a început războiul. Nu cred. Asta nu cred. Din petrol și asta, da. Care de pierdut e adevărat. De acord, dar per total și-a cam distrus. Dar noi de ce să-i ascultăm pe american la nesfârșit, să facem ce spun ei, să luăm de la ei de-asta gaze, nu știu de care și așa mai departe? E foarte bine să facem așa. A, deci tu zici că ești bine. Tu mergi pe mâna americanilor în continuare. Eu merg pe mâna domnului Iohannis și are dreptate că e bine în România. Aha. Deci, practic... Și dacă tu nu preschezi de asta, înseamnă că ești cu Putin. E simplu. Este atât de simplă viața în alb și negru. Încât eu înțeleg de ce e toată lumea fericită. Uite, ieri constatam, înainte când făceam 15 minute de la Arcul de Triumf la Casa Scânteii, a fost dezastru, era, o juram pe firea toți, domne, să o omorâm. Acum facem 45 de minute, dar eu zic că e bunic ușor, pentru că nu mai avem ciuma roșie și atunci stăm de plăceri în mașini. Nu, dați mai spun și altceva. Avem gunoaie, da, sectorul 1, dar nu mai avem ciuma roșie. Mai mult timp să rămâi cu gândurile tale. Exact, mai miroși un gunoi din sectorul 1, mai, de asta, mai dai într-o groapă. Un sfert de oră n-aveai timp să faci nimic. Acum 45 de minute poți să te reculegi. Corect, poți și plus că la anul o să faci o oră. Poți să rămâi cu gândurile tale, da. Poți să gândești la cei apropiați. Poți să dai un telefon, poți să ții un zoom de o jumătate de oră din alea 45 de minute. Deci e bine? Asta spun. Ai ajuns la concluzia mea? Asta spun. Faptul că ai mudat sectorul, mea te-am adus... că la sectorul 1, dar eu țin și la ce se întâmplă prin parcuri, eu zic că e foarte bine.
Adică asta este calea. Și cei căpușile ne atacă animalele, cred că o să sară și pe noi. Eu mă aștept în 2024 ca Clotil să fie realasă la sectorul 1, pentru că a făcut o treabă extraordinară. Eu sper că nu mai pierdem timpul să facem alegeri, o renumim și gata. Pentru că a făcut o treabă. La fel la Primăria Capitalei. Eu zic că ar fi o mare greșeală să nu existe continuitate, ca proiectele pe care el le-a început... Okay. Proiectele pe care le-a început. Mulțumesc că a fost Victor Ponta în această seară. Ne vom mai întâlni cu Victor. Numai. Eu plus că te-am invitat. Da, asta e cu mâna ta. Misiunea noastră se încheie aici. Ne vedem mâine seară la orele 20. Dar nu cu mine. Păi nu poți să vii în fiecare seară. Ai vrea tu. Da. Țineți aproape. Mi-ar fi visul meu. Țineți aproape.